Acestea sunt deci cojile umplute cu brânzică Philadelphia și cu ceapă verde. Ia uita ce bine arată. Așa. Un deliciu. Bună ziua, bună ziua. Astăzi facem eclere sărate, așa făcute biluțe. Deci aluatul de la eclere. Și îl vom face astăzi sărat. Și cine dorește poate umple și cu cremă, cu Nutella, cu frișcă. Dar acum am să fac varianta sărată. Bună ziua, bună ziua! Ia uitați! Pasta show sau aluatul de la eclere. Așa. O să-l facem acum împreună. Cum am spus și ieri, este puțin diferită de rețeta originală. O să tăiem, să vi-l arăt și după aceea începem să facem rețeta. Să tai în două bine. Așa. Ia uitați cum arată, vedeți? Trebuie să fie uscat în interior. Așa. Bună ziua, Vasi! Mulțumesc, mulțumesc! Acum le facem împreună. Da, cu ingredientele. Ce vom avea Ce? nevoie? De 125 de lapte. Apoi vom avea nevoie de 25 de grame de unt. De un praf de sare. Eu nu pun zahăr, nu pun nimic. Apoi de 70 de făină și 20 de amidon și un vârf de linguriță de praf de copt. Deci este diferită de rețeta originală. Și vom pune 3 ouă sau 4, depinde câte ouă să intre și cât de mari sunt ouăle. Eu la acestea am pus 3 ouă. Așa. Dar dacă ouțele sunt mici, s-ar putea să intre 4. Și să începem să facem mai întâi aluatul pe foc. Eu mi-am pregătit aici o oliță și în olița mea voi pune laptele. Așa. Cu untul. Și cu sarea pe foc. Aici am un praf de sare. Așa. Punem pe foc. În momentul când începe să clocotească, adăugăm făina cu amidonul odată și praful de copt și ouăle le adăugăm când se răcește puțin. Și punem pe foc. Așa. Și acum voi amesteca, am să pun aici. Voi amesteca amidonul cu făina. O să punem totodată. Și le facem acum sărate și am să intru puțin mai târziu să le umplem și cu Nutella, am să mă duc să iau Nutella. Sau puteți face cremă de patiserie și cu puțină frișcă. Așa. Și amestecăm așa amidonul cu făina. Ne se amestecă o furculiță, că se amestecă mai bine. Între timp pe foc, praful de sare cu laptele și cu untul. Lăsăm să se topească untul și să clocotească, să ajungă la punctul de fierbere. Și apoi o să punem făina cu amidonul. Și le dăm la cuptor la 200 de grade 10 minute și apoi scădem la 180 5 minute și apoi la 100, eu așa le-am făcut, încet, încet. Și am deschis și eu am cuptor electric și jos și sus.
Și eu la aragazul meu, la mâner, am un orificiu unde iese tot taburul. Dar dacă nu aveți, puteți lăsa puțin deschis cuptorul. Puțin, puțin, puneți o biluță din folie de aluminiu între, să țină deschisă ușița de la cuptor. Așa, și am amestecat amidonul cu făină. Să se topească untul și imediat punem. Ia să-mi pregătesc și un vas. Un vas să punem să se răcească. Așa. Vedeți? Untul cu laptele. Îl lăsăm să fiarbă, s-a topit untul. Și când începe să clocotească, punem imediat făina cu amidonul. Îmi dau la mare, să facem mai repede. Bună ziua, Dana! Facem, vedeți? Facem pasta show. O facem pentru dulce și pentru sărat. Astăzi umplu cu ceapă verde și cu brânzică Philadelphia. Și pot fi umplute și cu creme, cu frișcă. Ia de acum clocotește. Vedeți? A început să clocotească și punem toată făina odată aici. Și amestecăm imediat așa. Vedeți? Așa. Și acum am să mai pun puțin pe foc, să se usuce mai bine. Ia uitați, vedeți, se face, se strânge. Așa. Să ridic de sus. Pe foc aici, pe focul mic. Și amestecăm așa puțin să se usuce mai bine. Vedeți? Așa. Și amestecăm așa, uitați cum se usucă. Și o punem în vasul nostru și o să o răcim puțin. Și apoi adăugăm ouăle. Și un vârf de linguriță de praf de copt. Deci încercăm și altă rețetă. Așa. Și acum voi pune aici. Bună ziua, Paola! Bună ziua! Ia uite ce facem bun! Coji pentru eclere sau pasta șu și am să fac acum umplute cu Philadelphia și ceapă verde. Cu ceapă verde și Philadelphia din cutiuță. Și această compoziție este bună și pentru creme, dulci, pentru Nutella. Deci puteți umple cu ce doriți. Așa. Lăsăm să se răcească puțin și apoi adăugăm ouăle unul câte unul. Și am să adaug și un pic de praf de copt. Așa. Și am să fac puțină gălăgie, am să amestec cu mixerul, să se răcească puțin. Facem pozne, să dăm totul deoparte.
Aici am puțin sare. Așa. Și amestecăm puțin să se răcească. Să văd dacă mi-ajunge. Așa. Ce-ar să o răcesc mai repede, de fapt pozne. Așa. Nu trebuie să fie nici rece, dar nici fierbinte, că dacă este fierbinte, îmi coacem ouăle. Așa, ia să mai încerc o dată. Sare. Sare, sare. Să-mi aduc o paletă de lemn. Să facem așa cu paletică de lemn să se răcească. Să se vadă bine, am pus în acest vas de sticlă. Eu le-am făcut dimineață în robot, că este înaltă, dar nu se vede așa de bine. Așa, să dau cuțitașul de parte. Eu îl pun de desubt ca să nu mi se spargă. Așa. Și răcim așa. Vedeți cum arată aluatul? Bunătăți, bunătăți, Paula! Astăzi facem bunătăți. De săptămâna viitoare o să facem și de post. Am să vă arăt cum fac eu cu apa de năut. Deci am și rețete făcute și aici pe pagină, în direct cu voi. Și apoi le-am pus și pe canalul meu de YouTube. Așa, să vedem s-a răcit. S-a răcit. Și acum să punem ouăle. Și punem câte unul. Cum v-am mai spus, să-l spargeți așa într-o parte. Îl rupeți. Și dacă este bun, îl punem așa aici. Și amestecăm până se incorporează bine, 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 bine oul. Și apoi adăugăm altul. Eu am adăugat 3, dar dacă ouăle sunt mici, ultimul ou îl zbateți și adăugați puțin câte puțin. Nu trebuie să fie nici foarte tare, dar nici foarte moale compoziția. Așa. Amestecăm așa. Până la urmă, cred că-l fac cu mâna. Vedeți? Îl incorporăm bine, bine ouul. Și când l-a absorbit bine, 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 adăugăm celălalt. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și acum mai punem încă unul. Și adăugăm al doilea. Și amestecăm. Încet, încet. Așa. Amestecăm așa bine până îl absorbe tot oul și apoi îl adăugăm pe al treilea. Așa. Și
este că cum am spus, îl puteți face și cu mixerul sau cu robotul, pentru că sare peste tot, preferăm să-l facem așa, acum. Bună ziua, Viviana! Îți mulțumesc, te îmbrățișez și eu. Vedeți? Deci amestecăm până îl absorbe totul aluatul. Și cum v-am spus, eu am adăugat doar 3. O să vedeți consistența la urmă. Așa. Și acum cu ultimul ou voi adăuga și puțin praf de copt. Puțin, puțin. Știu că nu se pune, dar aceasta este o rețetă diferită. Am pus și puțin amidon și puțin praf de copt. Și să vedeți ce bun ies și așa. Ca să ne rămână, ia uita ce frumos e, rămân întregi, coapte bine. Așa. Și acum adăugăm și al treilea ou. Îl încercați mereu să nu fie, eu când sunt sigură de ouă, le pun direct, dar dacă le cumpărați și nu sunteți siguri că sunt proaspete, 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 puneți unul câte unul pe un vas, într-o farfuriuță și apoi îl adăugați. Ioana, Mihaela, bună ziua! Ce fac bun? Fac coj de eclere. Ia uitați, eu le-am făcut înainte. Și le dăm la cuptor și apoi le putem umple. Și cu, astăzi le umplu cu Philadelphia și cu ceapă verde. Dar le putem umple cu Nutella. Deci un strat de Nutella cu frișcă și acoperim și dăm cu zahăr pudră. Dar încă nu am Nutella. Am decât frișca și am să cumpăr și după aceea le facem, am să intru mai târziu să le umplem și cu Nutella. Acum o să le dăm la cuptor. Ia uitați, vedeți? Așa. Și amestecăm așa bine, bine, bine. Eu am să pun și paletele acum ca să amestec foarte bine aluatul. Am să fac puțină gălăgie. Așa. Să pun puțin paletele. Aluatul nostru este gata. Acum voi deschide cuptorul să vă arăt consistența. Ia uitați-l cum arată. Vedeți? Așa trebuie să fie. Când cade, să se formeze acest V. Cum v-am mai spus, dacă ouțele sunt mici, al patrulea, îl zbateți bine, bine și îl adăugați puțin câte puțin. Ia uitați. Așa. Cam așa ar trebui să fie. Și acum voi deschide cuptorul la 200 de grade și sus și jos. Al meu este electric. Și eu când le fac îmi lasă gura apă. Salivez. Și așa vor ieși, ia uitați, în interior cum sunt. Imediat le punem la cuptor și am să și vă arăt cum le scoatem.
Deci punem la 200 de grade. Așa. Și sus și jos. Imediat vin. Ia să vedem, ia să vedem. Am revenit. Ouțele o să le dăm deoparte. Să ne pregătim aici locul. Așa. Lăsăm să se încălzească bine, bine cuptorul. Și voi avea nevoie de punguțe. De punguțe, de săculeț. Le puteți pune și cu o linguriță dacă doriți. Și vom pune toată compoziția în săculețul nostru. Deci din această compoziție ați văzut câte ies destule. Le puteți face și mai mici, le puteți da și formă de ecler lunguiață. Așa. Aici. Mulțumesc, Lavinia! Bună ziua! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Eu mă uit să văd ce mai scrieți. Vedeți câte sunt? Atât. Strângem, apoi vom tăia, ne pregătim și tava. O să șterg, am urmărit aici. Așa. O să leg așa ca să nu curgă. Așa. O să le punem pe acestea făcute aici. Vedeți? Așa. Și o să punem altă foaie de copt, altă hârtie de copt. Le punem aici în față. Și să ne scoatem altă hârtie de copt. Așa.
așa deoparte să se vadă bine. Și imediat le punem în tavă. Ca să nu se miște tăvița, puteți pune două picături de aluat pe dedesubt. Bună ziua, Elena! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! Așa. Eu vreau să-mi pregătesc și telefonul să-l pun la ușă, la, aici, la răgaz, ca să se vadă cum cresc. Așa, și tăiem. Tăiem cu un foarfec. Apoi voi avea nevoie și de puțină apă. Să-l strâng aici. Totul. Voi avea nevoie și de puțină apă. Am să pun aici, am un pahar cu apă. Așa, am pregătit și telefonul. Ia să... Am plătit puțin mânuțele și acum tăiem. Tăiem așa vârful. Și vom pune... Ne putem ajuta și cu o linguriță să tăiem. Punem așa una câte una. Facem biluțe. Așa. Le așezăm așa. Vedeți câte ies din această compoziție? Le puteți face și mai mari și mai mici. Ia să le fac așa rotunde. Așa. Și dacă ne-a rămas compoziție, să le facem mai măruțe. Punem unde sunt mai mici. Așa. Așa. Și acum, cu un șervețel sau cu o linguriță, cu degetul, așa, dăm așa cu apă. Dar puteți face și cu un șervețel. Ia să vă arăt și cu un șervețel. Deci îl punem așa în apă. Și o stoarcem așa puțin. Așa. Și punem așa peste. Ia, uitați. Nu mi se desface. Așa. Și le umezim. Așa. Le umezim așa bine. Dăm deoparte. Cuptorul este încălzit la 200 de grade, 10 minute, ne uităm la ceas. Deci este și 25.
și băgăm la cuptor. Avem o ceapă verde, brânzica noastră Philadelphia, puteți spune și brânzica de burduf, ce brânzică vă place? Eu asta am în casă, asta pun. Așa. Și am să pun așa jumătate din compoziție, din cutiuță. O parte am să le fac și dulci și o parte sărate. Și ne tăiem puțină ceapă verde. Așa. O tăiați mărunțel, mărunțel, mărunțel. Așa. Și ceapa o puneți după gust. Să pun așa puțină și dacă mai e nevoie mai adăugăm. Așa, și adăugăm ceapa noastră aici. Puteți pune și mărar. Puteți umple și cu icre. Și cu salată de vinete și cu pateu, ce vă place. Și această compoziție o puteți lua la aceste coji, îl puteți face și dulce, dacă nu doriți să faceți și sărate. Și puteți adăuga și puțină vanilie și o linguriță de zahăr, dacă doriți. Dar eu îl fac așa. Așa. Eu am să pun toată cutia, că mi se pare puțin. Așa. Punem totul aici. Și acum vedem dacă este de ajuns sare. Nu mai adaug, că deja este sărată această brânzică. Așa, și am să pun toată ceapa. Că mai trebuie. Ceapa este bună, ceapa verde. Așa. Tăiem așa mărunțel, mărunțel. Așa. Și punem aici. La cuptor încep să crească. Tăiem mărunțel, mărunțel. Ca să mă uit în cameră. Așa. Și punem toată cepușoara noastră aici. Eu deja salivez. Nu știu voi, să-mi spuneți dacă v-a plăcut rețeta, dacă o încercați. Așa. Și amestecăm așa bine. Ia uitați. Și acum, ori puneți într-o punguță, ori puneți cu o linguriță. Eu am să pun cu o linguriță. Așa. Și o să le tai. O să le tai. Uitați-le cum arată. Vedeți? Le tăiem așa în două. Și le umplem. Uitați cum arată în interior. Nu știu dacă se vede. Așa. Luăm cu lingurița. Puteți pune și cu o punguță dacă doriți.
și puneți așa peste. Așa. Nu vă spun cât de tare salivez. Așa, și punem peste. Vedeți? Și le punem pe o farfuriuță. Le punem așa aici. Ia uitați, și mai mici, și mai mari. Așa, și le tăiem. Uitați cum arată. Să le încercați. Să le încercați, că ați văzut că se fac repede. Să mai luăm, să punem să se vadă aici cum pun umplutura. Așa. Și punem aici. Ia uitați ce frumoase sunt. Și mai luăm și tăiem. Le puteți umple, faceți o găurică de desubt, am să vă arăt imediat, și umpleți. Numai că trebuie umplute cu poșul, cu punguța. Așa, au trecut încă 5 minute și am să le dau la 100 de grade. Acum am să schimb. Ia uitați. Așa. Și acum le lăsăm încă 5 minute la 100 de grade și după aceea oprim cuptorul. Așa. Mai avem puțin o brânzică și restul o să le facem mai târziu cu Nutella și cu frișcă. Și săptămâna viitoare o să începem să facem și prăjituri de post. Eu am să vă arăt cu apa de năut, de la năut. Puteți face și cu năutul de la conserve și cu năut îl fierbeți acasă cu apă. Doar că trebuie să stea de seara până dimineață când fierbeți. Așa, ia uitați. Vedeți cum arată? Și mai tăiem. Mi-a căzut telefonul. Așa. A căzut telefonul, dar ce a fost să filmezi, a filmat. Ce a trebuit să filmezi, a filmat. O să vedeți în public. Vedeți ce punem căpăcelul. Așa. Ia uitați-le ce frumoase sunt și gustoase. Am să și gust, am să o iau pe cea mai mică. Să vedem. Am să tai. Să vedeți cum arată. Încet, încet. Așa, ia uitați ceapa. Ceapa verde. Vedeți cum arată? Sunt de mamă mie ce gustoase. Vedeți cum sunt? Un deliciu. Pe celelalte de care sunt la cuptor. Acum închidem cuptorul și le lăsăm încă puțin în cuptor să se usuce bine, bine. Dacă și deschideți puțin cuptorul și puneți o biluță din aluminiu, din folie de aluminiu, să fie deschis, să rămână, sau o coadă de la lingură. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. Ne vedem puțin mai târziu, pupici! Și vă las cu aceste coji umplute cu Philadelphia și cu ceapă. Pupici, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere, ne vedem mai târziu.